N-a fost un joc spectaculos, a fost un joc echilibrat, mai mult de luptă, mai mult de forță. Am anticipat că o să avem un joc greu. Am întâlnit o echipă foarte bine organizată, cu un antrenor foarte bun, Emil Sândoi. O echipă masivă, solidă. Bine, a fost primul joc după stadiul ăsta de pregătire. Nu suntem încă la ritmul de joc pe care eu mi-l doresc, dar sper ușor, ușor să intrăm în ritmul nostru și să avem rezultatele pe care ni le dorim. Una peste alta este un punct câștigat, nu am primit gol, o trec la lucrurile pozitive. Faptul că nu am pierdut de 7 etape, iar este un lucru pozitiv pentru noi. Mergem înainte, nu este nicio tragedie, din contră, este un punct câștigat în deplasare la contra unei echipe încă o dată foarte, foarte solide și foarte bine organizate. Prin introducerea lui Budescu, spera să anime ofensiva? Da, asta am sperat, bine, știind faptul că Budi încă nu este pregătit 100%, se vede, am vrut să-i dau 25 de minute, pentru că prin antrenamente și prin jocurile oficiale acolo își poate câștiga ritmul de joc. A intrat bine, a avut câteva acțiuni, dar încă o dată, Budi nu este la capacitatea lui maximă și aici mă refer la capacitatea fizică. Ușor, ușor o să intre și el în normal. Cam în cât timp am preconizat să fie 100%? Eu cred că în 2-3 meciuri va fi 100%, asta este părerea mea. Depinde și de el. Dar oricum, Budi este un caracter foarte, foarte ok, foarte frumos, adică se pregătește foarte bine. Eu cred că în 2-3 etape ne putem baza pe el de la începutul jocului. Și poate un vârf de formă în play-off? Păi până în play-off mai avem 8 jocuri de jucat. Lupta este strânsă, sunt multe echipe care sunt angrenate pentru primele 6 locuri. Va fi foarte, foarte strâns, foarte greu. Dar încă o dată, nu, meci cu meci, deocamdată suntem acolo, suntem pe poziția a treia. Important este să revenim la forma noastră bună și la ritmul nostru de joc, pentru că asta s-a văzut. N-am avut un ritm așa cum mi-aș fi dorit eu. Dar avem circunstanțe. Dacă am venit din cantonament, una sunt jocurile amicale, alta este când joci meci oficial, pe puncte, pe prime, pe bani, pe jocuri cu miză. Spuneați de bani la voluntar, totul e în regulă cu banii? Da, la noi nu au fost probleme. La noi nu au fost probleme, suntem în regulă. A fost așa un soare cu dinți, totuși destul de fric, chiar dacă... Da, și vremea rece, a fost vremea foarte rece, dar bine, asta nu ne-a împiedicat pe noi ca să marcăm gol. Dar a fost frig, bine că am jucat la ora 2, am jucat mai târziu, ne îngheța și crampoanele de la ghet. Locul 3 pare betonat, domnul Ciubotariu, adică nu prea lăsați din mână să vină. Ne dorim foarte mult să rămânem pe această poziție, însă lupta va fi destul de strânsă, destul de greu, pentru că sunt echipe care, și aici mă refer la Universitatea Craiova, care echipă care se bate la titlu, e clar că nu le convine poziția în care sunt și cu siguranță își vor reveni. Așa că noi trebuie să acumulăm cât mai multe puncte, să rămânem acolo unde suntem acum, aici unde suntem. Pe poziția 3. Dacă CFR-ul bate FCSB-ul, se poate spune că va stabili campioana? Cred că este prea devreme. Cu toate că CFR-ul au un avantaj mare de puncte, dar este prea devreme. Se vor înjumătăți punctele, vor juca meciuri directe între ele, sunt două jocuri. Adică nu știu dacă se decide în seara asta. În seara asta se joacă, nu? Sau mâine seara? Mâine seara. Sunt șanse ca mâine să se stabilească și nou selecționer. Credeți că ar fi timpul ca să se știe odată cine conduce naționala? Păi, cred că ar fi timpul, da. Cred că ar fi timpul să știm cine va fi selecționer. Am așteptat cam mult.
telenovela asta ar trebui să ia sfârșit și să vedem cu cine mergem la drum. Edi Iordănescu, cel mai probabil. Da. Păi toți cei care au fost nominalizați și s-a discutat cu ei, din punctul meu de vedere, erau variante bune pentru echipa națională. Și Adi Mutu, și acum dacă este Edi, este un antrenor care a demonstrat și la CFR și la FCSB cât a stat perioada asta, că este un antrenor bun, deci de ce nu? Să avem încredere în el, să-l susținem și să mergem cu el. Ok. Mulțumim frumos! Da.